În ce privește modul de desfășurare a festivalului de teatru aproape, nimeni nu poate spune cine este cel mai important, fiindcă rolul fiecăruia este clar și bine stabilit. Tinerii sunt foarte implicați în organizarea evenimentului, îi întâlnim peste tot în zona de desfășurare a manifestărilor culturale. Fetele au misiunea de a fermeca publicul, spun ele, dar de fapt e mult mai mult de atât. Ajutorul lor este neprețuit. Merge foarte bine, mai bine ca anul trecut, dar se poate și mai bine. Anul viitor va fi extraordinar. Cu fiecare an va fi mai extraordinar. Exact, dar deja, deci este foarte bine. Rolul vostru care este? Să fermecăm oamenii. Exact. Ați reușit? Că suntem convinse că... Nu știm. Noi suntem modeste, nu știm. Băieții... Ei sunt pe partea tehnică, sunt cei care creează imaginea festivalului, surprind pe camerele video tot ce se întâmplă, fac compilații și făuresc amintiri. Noi suntem echipa video care produce reel-urile zilnice pentru festival cu review-ul cu recapitularea zilei anterioare. La final o să facem un video mare de prezentare ca în ultima zi să vadă toți invitații, sponsorii și cei care s-au implicat pentru acest festival să vadă munca tuturor și rezultatele frumoase de pe parcursul festivalului. Păi suntem împărțiți toți trei. Cineva ia cadrele de close-up, care sunt de aproape. Eu iau cadrele de mid, adică de aici în sus. Îți termen partea foarte... tehnică, da. Da, partea tehnică. Înțelegem. Toți trei suntem... cum am împărțit pe un tip... Și sunteți pe la ansamblu o echipă. Da, suntem o echipă care... Hai să zicem că ne înțelegem și ce vă place vouă când vă uitați prin cameră și ce nu, prin obiectiv? Depinde. Lumina frumoasă, zâmbetele, gesturile, emoția. Emoția foarte multă transmisă pe scenă. Îmi place mai mult în spatele camerei. Pot să, cum să spun, să captez momentele oportune și perfecte pentru a arăta și celorlalți ce au pierdut dacă n-au venit la festival. Tinerii văd cu alți ochi manifestările culturale. Ei sunt cei care privesc totul prin prisma viitorului, a noilor tehnologii. Prin urmare, cu ajutorul lor, imaginea capătă o aromă adolescentină, jucăușă. Un motiv în plus să veniți aproape.